Salutare și bine te-am găsit! Squid Game a devenit o senzație media la nivel mondial și a devenit rapid cel mai mare show Netflix de până acum. Mințile noastre, dominate de interpretările letale ale Squid Game, nu ne putem gândi la un moment mai bun pentru a pune un pariu pe jucătorul nostru preferat. Iar acela ești chiar tu, dar nu te speria! Îți vom oferi sfaturile de care ai nevoie pentru a supraviețui tuturor celor 6 jocuri mortale și pentru a pune mâna pe cele 38 de milioane de dolari. Așadar, este vorba despre Squid Game. Pentru cei care nu sunt deja obsedați de jocul Squid, iată rezumatul. În acest spectacol, sute de jucători plini de datorii participă la o serie de jocuri secrete, extrem de organizate și incredibil de tulburătoare. Regulile sunt simple. Dacă un concurent câștigă toate cele 6 jocuri, acesta primește potul cel mare. Însă, dacă pierzi, mori. Oh, nu am menționat acea parte, acum e rândul tău să joci. Dar dacă ajungi la sfârșitul celor 6 runde terifiante, premiul este al tău. Pierzi doar un joc? Ei bine, ai înțeles ideea. Nu o privi în ochi. Jocul este Red Light, Green Light. Asta joacă la fel ca clasicul joc, doar că este puțin mai sinistru. Când o păpușă uriașă care provoacă coșmaruri spune Green Light, jucătorii trebuie să alerge spre linia de sosire. Dar fii atent, dată ce păpușa spune Red Light, jucătorii trebuie să înghețe pe loc. Dacă te prinde în mișcare, ești eliminat. Iar când spunem eliminat, ne referim la împușcat cu brutalitate. Strategia noastră, nu te uita la păpușă. Privirea ei bântuitoare nu o va face decât să te arunce din joc. Deoarece toate indiciile la care trebuie să fii atent sunt auditive, păpușa nu este altceva decât o distragere vizuală. Un fel de distragere a atenției terifiante care te bântuie în visele tale. În schimb, trebuie să te concentrezi pe picioare și pe stabilitate. De asemenea, îți recomandăm să te pui în spatele unui alt jucător, de preferință unul mai mare decât tine. Provocarea Honeycomb se bazează pe un joc popular din Coreea de Sud în care forma este presată în centrul unei bucăți foarte subțiri de bomboane de caramel. Scopul este de a sparge forma din bomboane fără a o sparge în acest proces. În Squid Game, jucătorii selectează una dintre cele 4 forme, cerc, triunghi, stea sau umbrelă. Acestora li se acordă 10 minute pentru a folosi un act mic pentru a tăia forma dintr-o bucată casantă de caramel din fagure. Ideea e că dacă îl spargi, nu te văd prea bine. Știu că sună nebunesc, dar poate că este timpul pentru o pauză de gustare. Se știe că bomboana se sparge în linie dreaptă, ai putea contracara acest lucru lingând bomboana. Pe măsură ce continui să te bucuri de gustarea cu miere pe viață sau pe moarte, saliva va umezi caramelul, făcându-l mai puțin fragil și mai ușor de tăiat. Squid Game oferă meciul tău clasic Tug of War, doar cu o mare diferență majoră, o cădere mortală de 305 metri pentru echipa care pierde. Secretul pentru a te asigura că echipa ta nu trece peste limită este creierul peste mușchi. Începeți provocarea poziționând pe toți pe părțile alternative ale frânghiei în timp ce vă aplecați pe spate cât mai mult posibil. Poziționați cel mai greu membru al echipei în spatele frânghiei pentru a o ancora și toată lumea își plantează picioarele față în față. Acest lucru va contracara tragerea de pe cealaltă platformă. În esență, ține tare în timp ce cealaltă echipă se epuizează, lăsându-vă să mergeți la tracțiunea finală pentru a câștiga jocul. În acest joc fatal, Marble, jucătorii se asociază și primesc fiecare câte o pungă de 10 bile colorate. Și ai doar 30 de minute pentru a pune mâna pe toate bilele adversarului tău. Acum, cu excepția cazului în care aveți o pasiune secretă pentru a domina scena jocurilor pe terenul de joacă, vă recomandăm să jucați murdar. Regulile jocului nu dictează în mod specific cum să câștigi, așa că cea mai bună opțiune este să înșeli, să minți și să manipulezi pentru a-ți face adversarul să-și piardă literalmente acele bile. Uite, știu că nu este destul de ok, dar între 20 de bile sau un glonț, tu ce ai alege? S-ar putea să doriți să vă descălțați pentru această rundă. Această parte vede concurenții mergând pe un pod lung construit atât din sticlă rezistentă, călită, cât și din panouri normale de sticlă.
Știi tipul de sticlă care se sparge sub greutatea unui om? Într-un joc mortal de încercare și eroare, fiecare jucător îl urmează pe celălalt cu panouri suplimentare, rupându-se pe măsură ce podul devine aglomerat cu din ce în ce mai mulți oameni. Această provocare se rezumă la un noroc pior, cu excepția cazului în care deții niște informații din interior. Însă nu te lăsa prins totuși, acești băieți sunt neclintiți cu regulile. Și iată-l, jocul final. Squid Game se bazează pe concursul corean în curtea școlii dintre cele două echipe care încearcă să preia teritoriul celelalte. Faci asta, câștigi! Totul este să te gândești strategic cu doi pași înaintea adversarului tău în timp ce îl depășești simultan. Atunci când îl transformi într-un meci de moarte cap la cap, nu te lupți doar pentru spațiu pe un teren tras în nisip, ci lupți pentru viața ta și pentru niște bani serioși. Nu uitați să nu lăsați ultimele 5 jocuri să vă treacă prin cap, nu vrei să-ți pierzi calmul în jocul final. Felicitări! Tocmai ai trecut prin toate cele 6 jocuri. Premiul tău, o grămadă de bani, dar și mulți ani de terapie. Și uite, știu că s-a încurcat acolo, dar aceasta este cum să supraviețuiești, nu cum să-ți faci prieten, ok? Oamenii pot face lucruri destul de nebunești atunci când sunt disperați. Gândiți-vă doar la filmul The Purge, de exemplu, în care societatea a instituit o noapte pe an în care toate crimele sunt legale. Crezi că ai ceea ce este nevoie pentru a trece peste această noapte? Ei bine, aceasta este o poveste pentru un alt live. Îți mulțumesc pentru vizionare și nu uita să lași un like, să te abonezi și să distribui, să vadă și prietenii tăi. Salut!